Dragii mei, este ora 7, așa că dăm start zilei de vineri. S-a terminat săptămâna, începem un weekend în care ne relaxăm, dar unii dintre noi mai și muncim. Hai să le spunem bună dimineața și invitaților mei la cafea. Neața, draga mea, invitată permanentă, Nicole. Bună dimineața, tinere, de bună dimineața, dragii noștri. Ce zâmbărați ești în dimineața aceasta? Ce-i cu tine? Ce-i puțin? Nu, că mă gândeam că ai făcut o pauză de câteva secunde, oare cum să-mi spună, Cum să-ți spună, Nicole, draga mea. Măi, Nicole, noi ne plânge că avem probleme și cu finanțele, cu taxele, că se schimbă, crește, scade. Vreau să spun că din punct de vedere al promovării imaginii, cei de la ANAF sunt extraordinar de conștiincioși. În fiecare săptămână primesc comunicate de presă cu numărul de acțiuni de control, cu numărul de sancțiuni, cu sume recuperate pentru bugetul statului. Deci super, super tare. Din punctul ăsta de vedere, chiar se vede că lucrează. Și tot timpul sunt pe plus, Pe minus sunt un pic bănuții din buzunarele noastre, dar nu știu cum o să fie din 2016, dar cred că o să ne spună mai exact chiar cel mai avizat reprezentant al finanțelor din județul Hunedoara. Bună dimineața, domnule Heiuș! Bună dimineața și mulțumesc că m-ați invitat la o emisiune mai altfel decât sunt eu obișnuit să particip. Aici mai facem haz de necaz, nu? Da, până acum eu sper că scopul invitației mele nu a fost ca să stricăm ziua oamenilor care ne urmăresc. Nu, în niciun caz. Scopul a fost să le dăm câteva informații corecte și concrete vis-a-vis sau, de... Sau pot fi scopul ca să înceapă ziua cu ANAF. Cred că majoritatea nu-și doresc să înceapă ziua. Aoleu, Corina, ce am făcut? Control de la ANAF, nu? Am băgat ANAF în toate casele în dimineața asta. Asta este. Lasă-te să se obișnuiască, pentru că în ultima perioadă se fac din ce în ce mai multe controle de la ANAF și foarte mulți dintre cei de acasă nu cunosc încă exact care sunt modificările aduse codului fiscal. Haideți să le abordăm pe cele mai importante, care ne afectează pe noi. Acum lucrurile nu știu dacă sunt chiar așa, pentru că cred că două luni de zile pe toate posturile de televiziune nu au fost altceva, alte discuții decât se aprobă, nu se aprobă codul fiscal, se promulgă, nu se promulgă, se ia în discuție. Tocmai de aceea este un haos în mintea celor de acasă, majoritatea nu cred că au înțeles. De aprobat s-a aprobat, în sfârșit. Da, acum, din păcate... partea politică și partea financiară din România, oricum e un haos în mintea multora dintre români și poate câteodată chiar și mintea noastră care lucrăm în aceste domenii. Mă bucur că și politicienii spun la fel, că și în mintea lor e tot un haos. Au recunoscut. La politicieni nu-i de mirare, noi care suntem mai, așa, mai tehnocrați, mai aplicați, credeți că totuși noi cam știm ce se întâmplă. Cu siguranță. Partea cea mai negativă sau cea care ne dezamăgește pe noi cel mai mult e că de multe ori sau în cele mai multe cazuri politicienii nu prea țin cont de ceea ce spunem noi. Mm-hmm. Care adică... Aici e o mare problemă în România că nu se ține cont de părerea specialiștilor când se iau deciziile politice. Bun, dar acest cod fiscal în care, exact cum spuneați, a fost aprobat, după aceea... din nou trimis pentru analize, pentru modificări și în sfârșit aprobat. Deci acest cod fiscal, totuși, cine îl realizează? Cine îl întocmește? Cine stabilește ce se întâmplă? Și cum se întâmplă? Bun, hai să facem atunci un pic o istorie a codului fiscal. Da, haideți. Să încercăm să vorbim cât mai pe înțelesul celor care ne ascultă. Nu ne adresăm noi acum la ora actuală specialiștilor din finanță sau din... Corect, interesul nostru este ca cei de acasă să înțeleagă. Exact. Codul fiscal a existat. Bineînțeles. Nu s-a întâmplat nimic acum. Codul fiscal a fost aprobat prima dată în 2003. El are undeva în jur de 1300 de pagini. Și aia ce s-a întâmplat acum a fost doar niște modificări a lui și din păcate, și eu repet, o spun ca un om care pentru mine codul fiscal e un fel de Biblie, cea cu care lucrăm zi de zi, nu s-au făcut modificările de substanță în ideea de a ușura munca și a noastră și a agentului economic și a contabililor. S-a lucrat foarte mult pe cotele impozitelor. Și ați văzut că toată discuția, de fapt, nu a fost pe procedură, pe modalități de aplicare, de interpretare a anumitor principii ale codului fiscal, ci de reducerea unor taxe și impozite. Iar cea mai mare vâlvă și cea care a luat fața la toate restul reducerilor a fost reducerea cotei de TVA.
toată discuția a fost doar pe cota de TVA, care din punctul meu de vedere a fost o discuție falsă, și modificarea procentului pe TVA, nu știu dacă a fost cea mai bună soluție care s-a luat. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, apropo de reducerea TVA, se pare că totuși reducerea TVA la alimentele de bază nu a avut rezultatul scontat. De exemplu, s-a redus cu 1% de, iar făcându-se o medie, prețurile nu au scăzut decât cu 2%. Bun, acum reducerea la alimente s-a făcut în două etape și deja este, anul trecut și s-a redus la pâine în prima fază și la produse de panificație, după aceea s-a redus la restul alimentelor. Da. Dar să știți că asta este, normal, o practică europeană. Peste tot în Europa, TVA-ul pentru alimente este diferențiat de TVA-ul standard. Dar asta se face în scopul de a crește cumva consumul. Povara, nu consumul neapărat, ci povara pe care o are omul de rând. Pentru că trebuie să recunoaștem într-un stat ca România, care este un stat puțin dezvoltat, ponderea cheltuielilor din veniturile pe care le avem sunt pe alimente, pe mâncare, pe hrana de zi cu zi. Dacă în alte țări ponderea este deja deplasată spre altceva, spre locuințe, spre chirii, spre acumulare, spre ceva, în România încă, și asta sunt convins că ne-au confirmat toți cei care ne urmăresc, cei mai mulți bani din salariul mare sau mic pe care îl avem, îl ducem pe partea asta de consum casnic, de în special de alimente, hrană, cele trebuincioase. Ca sume, dacă vreți să vă spun, noi anul ăsta am avut pe TVA o creștere a încaselor față de anul trecut cu 4,5%. Acum, lumea spune, domnule, a scăzut prețul la alimente, dar uitați că ați încasat mai mult cu 4,5% decât anul trecut. Întrebarea mea era, dacă nu scădea prețul alimente, oare nu creștea poate cu 6% sau cu 7% față de anul trecut? Da. Dar astea sunt declarațiile pe care le spun politicienii la televizor. Noi când facem analizele noastre... Vă dați seama că realitatea putea fi alta. Putea fi alta. Acum, la fel de adevărat, ne punem problema și o pun în general toți plătitorii de taxe și impozite. Dom'le, dacă voi colectați mai mulți bani la bugetul de stat, ce se făcea cu acei bani? Exact. Erau folosiți într-adevăr în interesul nostru al toți sau mai bine a scăzut acest TVA, ne-a rămas și nouă 3 lei, 4 lei în plus și ne-a mai cumpărat un covrig sau ceva. Pentru că altfel dacă vi dădeam vouă, poate se stricau sau se duceau în corupție sau în altceva. Cine știe deci ce găuri negre se acopereau. Da, deci totdeauna lucrurile sunt foarte complexe. Și, din păcate, nu se discută foarte corect și nu se spun adevărurile decât trunchiat. Apropo de taxe și impozite, din 2016, după noile modificări, aici vreau să vorbim un pic despre PFA-uri și II-uri. Am înțeles că se va schimba, se va modifica, impozitele vor fi altele. Nu va mai fi 16% pe profit. Ba da. Se va mări. Sau ce se va mări mai exact? Asta e că aici e în mintea tuturor un haos legat de PFA-uri și întreprinderi individuale. Pentru că majoritatea din România care își deschide o firmă merg pe PFA-uri și întreprinderi individuale tocmai pentru a scădea cheltuielile. Din păcate nu. Nu? Deci, din păcate nu. Nu, să știți că nu. În România, întreprinzătorul mărunt, cel mic, că de la asta vrem să vorbim acum, el își face un SRL. În multe țări din Europa, în general, se merge pe acest gen de PFA, persoane autorizată, întreprindere individuală, care are o alt gen de ținere a contabilității, o altă evidență contabilă. Dar la noi omul vrea să fie patron. Și atunci trebuie să-și facă un SRL-ul. Dar nu... Și un SRL-ul, trebuie să-și angajeze un contabil, să plătească un contabil, ține o contabilitate în partidă dublă și... Multe, multe alte lucruri care denotă din dorința lui de a fi mândru și de a avea el firma lui. Că dacă îmi doamne ceam, păi sunt un PFA, o persoană autorizată, parcă nici nu-mi place cum sună. Sunt patron, am un SRL-ul. Dar sunt și persoane fizice autorizate, exact, eu sunt convins că dumneavoastră vă interesează, pentru că în general în mass media se funcționează foarte mult pe genul acesta de organizări, dar nu are o pondere foarte mare. Deci pentru noi, partea aceasta de persoane fizice autorizate este undeva la și altele. Așa este ponderea de mică în total în casări, încât nu avem nici resurse, nici de timp, nici materiale, nici umane ca să
acordăm o atenție deosebită acestui domeniu. Nu că nu o acordăm și asta. Și da, 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 și dar nu este o prioritate. În fiecare lună primiți acele plicuri cu... Exact, corect. Da, corect. Fereastra neagră și pe care scrie, ANAP, dar nu este o prioritate noastră pentru că veniturile care vin de acolo sunt foarte mici. Am 16% rămâne ca și cotă unică. Bun, ca principiu încă de cotă unică în România rămâne 16%. A fost o discuție foarte accentuată, dar iarăși în spatele ușilor închise, legat de reducerea cotei la dividende. Deci în momentul în care îți retragi banii, deci știți, să face diferența dintre venituri și cheltuieli și se pune acel 16%. Și îți rămâne profitul, care dacă să-ți iei ca acționar, ca și patron, după aceea dividendele, astăzi mai plătești încă o dată 16%. La un moment dat, mediul de afaceri a spus, domnule, hai să fie 0, după aceea să mers pe 5, pe 10, pe 16, pe... Au fost multe variante, că am dat să merge pe 16, urmând ca din 2016 să scadă, foarte un pic. Dar, eu repet încă o dată, din punctul meu de vedere, care într-adevăr ca economist, eu am puțin o gândire probabil mai liberală decât alți colegi, că și la noi în partea economică sunt multe curente de gândire economică. Eu aș fi preferat să se lucreze mai mult la povara fiscală a firmelor. Și aici mă refer la impozitarea muncii, în special, la cele contribuții celebre pe care le dăm pentru pensii, pentru sănătate, pentru șomaj. Pe cam 60% este, nu? Nu, cam în jur de 48-49% dacă le cumulăm pe toate. Dacă mai punem și impozitul pe venit, atunci trecem, ne apropiem de 60%, cum spuneți dumneavoastră, cu nici cel 16% pe venitul salarial. Cum la fel a fi fost foarte bine să fie eliminată acea celebră taxă pe stâlp. Noi spunem corect, taxă pe construcții speciale, care a fost introdusă tot de acest guvern și pe aceea și-au dat seama că nu e bună. Mi-aduc aminte de parlamentari care au susținut și care au spus, Dumnezeule, ce benefic este, mai ales pentru primării, pe teritoriul cărora sunt acele construcții speciale. Să vă spun, era benefică, pentru că poate nu este normal, să dăm un exemplu, Enelul, Transelectrica, să nu știu, care sunt proprietarii stâlpilor. Da? Sunt oameni care pe proprietatea lor au zeci de stâlpi de curent și care nu iau niciun ban de pe ei. Nu i-a întrebat nimeni dacă vrea să nu vrea să-l aibă pus acolo, cum el nici la el nu-l pune să-l scoată afară, că trebuie să meargă în instanță. Poate pe ăla trebuia să fie pus. Dar să pui pe un gard, nu știu, un fermier care are un grajd și a pus un gard în jurul terenului care are în jurul acelui grajd, să iau impozit pe el, poate nu-i normal. Da, sau dacă am o platformă betonată pe care să răstorn grâu sau porumbul când îl culeg de pe câmp, iar să iau impozit pe acea platformă betonată. Asta nu este în regulă. Cum la fel poate era bine, în loc să reducă TVA-ul, să scoatem acea acciză de la carburant. Da. Da, supra-acciza aceea de 0,75, care a fost un mare tam-tam, câți bani și câte autostrăzi o să facem de ea și eu, un om care fac naveta între Orăștie și Timișoara săptămânal, îmi doresc în disperare să fie autostradă, să nu mai fac 2 ore jumate, ci să fac 1 oră jumate. Nici ea nu a fost scoasă, dar în schimb s-a redus această cotă la TVA, care nu ajută firmele. Deci firmele funcționează doar ca un casier a statului în natura TVA-ului. Firma doar colectează, deci deduce și plătește TVA-ul. Pe TVA-ul nu este un cost a firmei. Da? Corect. Eu, pentru că poate să întrecupereze. Eu, ca un economist liberal, cu gândire liberală, eu aș vrea să fie încurajată firma. Ca firma să fie încurajată să se dezvolte, să facă investiții, așa trebuie să-i reduc costul firmei. Și, în primul rând, costul fiscal, că de asta discutăm astăzi. TVA-ul este o taxă pe care o plătește cumpărătorul final. Da? Bun, noi, ca indivizi, e bine că scade, că plătesc mai puțin, dar acum haideți să facem un calcul simplu, aritmetic. Reducem de la 24 la 20. Înseamnă 4 puncte procentuale. Orice familie cheltuiește probabil între 1000 și 1500 de lei pe lună pentru alimente, cumpărăturile casnice, ca să spunem așa. Aia cât înseamnă 4% la ele? 60 de lei. Nimica toate. Când nu iai, 60 de lei sunt contează, mulți. Contează, corect. Când iai, nu înseamnă nimic. 3 pachete de țigări. Așa da? E. Dar dacă reduceam CASE-ul mai mult, dacă reduceam poate impozitul pe venit, impozitul pe dividende mai mult, aveam speranța, nu certitudinea, că poate acele firme, economia pe care o fac, nu o iau și să-și cumpere o mașină mai scumpă sau un iaht, să se plimbe pe el sau să meargă într-un concediu într-o țară mai exotică, ci poate că mai crea un loc de muncă.
și mai angaja pe cineva. Și automat atunci, încet, încet, mecanismul economic din România se mișca. Se mișca, da. Asta este viziunea mea. Alții au spus, nu, domnule, mai bine reducem TVA-ul și atunci, teoretic, ar crește puterea de cumpărare. Puterea de cumpărare, într-adevăr, crește. Noi discutăm de 60 de lei pe persoană azi. Dar dacă înmulțim, poate cu 5 milioane de oameni, deja înseamnă o sumă substanțială. Păi, ideea este că trebuie să dezvoltăm depinde, și locurile de muncă, dar nu doar depinde, consumul. Asta, dar depinde ce fel de economie îți dorești. Și spre ce vrei să te înduci, ce vrei bun, și noi ca ce și fel guvern de... să sprijini. Și noi, economia românească, am înțeles că se crește bazează consumul. Doar pe consum. Crește consumul. Păi, ponderea este doar consum. Haideți să ne înțelegem. Dezvoltare. Ca și regulă generală, consumul este un indicator care denotă creșterea puterii de cumpărare a unei populații, la un moment dat. Da? Pentru că dacă noi avem mai mulți bani, câștigăm mai mulți bani, inevitabil și consumăm mai mult. Problema pe care trebuie să ți-o pui, cum fac să crească acest consum? Dându-i niște bani pe nemuncă sau stimulând să muncești mai mult, să-ți crească productivitatea și să iei niște bani, dar pe niște baze sănătoase. Mie îmi pare rău că vii de multe ori și criticăm anumite declarații care apar la televiziune. Vedeam și zilele trecute pe cineva, nu, un politician, are rost să spun numele, că nu ăsta este scopul, care spunea am încasat mai mulți bani. Adică ANAF-ul ne lăuda că noi ANAF am reușit să încasăm mai mulți bani la bugetul de stat și dacă e bine și dacă avem bani, nu-i păcat să nu-i dăm la cineva. Mi se pare o idioțenie. Okay, adică eu astăzi am mai mulți bani, dar mâine oare am la fel de mulți bani? Hai să poate vedem da, acești bani nu. Cum îi investim sigur, ca să îi înmulțim. Dacă eu am azi niște bani mai mulți și nu am certitudinea că într-adevăr este o chestie constantă care va crește următorii 10 ani, tot timpul o să am. Nu, poate peste un an am iarăși o cădere. Corect. Dacă eu astăzi am dat la cineva mai mulți bani peste un an, nu pot să mai iau înapoi. Și să-i spun, știi, acum nu mai am încasările că le-am avut acum 6 luni. Ai primit anul trecut, anul acesta acum mai primești. Acum mai puțin. Da. Este păi un drept odată câștigat, care e cumulat. Este corect treaba. Și care este corect să fie așa. Păi și atunci, eu ca stat, ar trebui să mă gândesc, domnule, este o creștere sustenabilă, constantă, pe următorii 5-6 ani? Sau nu? Sau poate da, poate nu știu. Și atunci, ce fac? Am niște bani în plus astăzi. Hai să-i bag într-o investiție care să știu că i-am produce mai departe venituri și statului și celor care lucrează în ea. Cu o investiție înseamnă că o să fie 10, 100, 1000 de oameni care o să muncească pe un anumit domeniu. Mie mi se pare mult mai sănătos să fac treaba asta decât să arunc astăzi niște bani, să creez așa o iluzie și o speranță, dar fără să am garanția că peste 6 luni eu pot să susțin în continuare acești bani dați. Acum, dar asta, iarăși, repet, sunt diverse moduri de gândire economică. Nu știu, niciodată nu pot să spui că a meu sau al altui cel mai corect. Da? Am o întrebare de la una dintre telespectatoarele noastre. Trimite aici pe telefon un mesaj. Vă rog să-l întrebați pe reprezentantul finanțelor despre impozitul pe sediul social, adică eu sunt proprietar pe apartamentul unde am sediul social, este vorba de un coafor. Se plătește, este proprietar pe sediu, acolo își desfășoară activitatea. O să aibă o problemă, doamna. Mare? Deci foarte mare din punctul meu de vedere. Repet, iarăși, și nu vreau să fac să vă acuz de ceva pe dumneavoastră ca și moderatori. Nu neapărat dumneavoastră, dar în general moderatorii emisiunilor de televiziune. Lumea se aruncă o temă, se discută doar aia, dar nu se vede și restul ce înseamnă în spate. De exemplu, nimeni nu a văzut ce se întâmplă cu impozitele și taxele locale. Toată lumea a văzut acel TVA în codul fiscal. Ei, acolo este o mare problemă. S-a strecurat un articol. Pentru că întotdeauna când scazi ceva, trebuie să pui ceva în loc. Sigur. Și și politicieni încearcă să ne păcălească. Și am aici nu vorbesc ca funcționar, ci ca om. Ne dau cu mână și iau cu 10. Corect. Da. Ce s-a introdus și ce se întâmplă cu acest gen de spații care spune doamna? Deci dacă dumneavoastră aveți, să zicem, o garsonieră pe lângă apartamentul pe care locuiți și bă, această garsonieră este la parter și până acum ați închiriat-o și noastră la o... Da. Să fie un salon de coafură în el. Plăteați impozitul normal, care era la primărie, undeva poate 100 de lei, 110 lei, ca a doua locuință pe care o aveați. Ei,
începând cu 1 ianuarie 2016, acel spațiu, dacă este închiriat și va duce venit, dumneavoastră luați o chirie de 100-110 lei, dar pe el plăteați nu 16%, ci cam 12,5% pentru că aveați o deducere, dar se plătea lună de lună, iar dacă nu aveați alte venituri, plăteați și sănătate pe el. Ei, acum o să plătiți de 13 ori mai mult la primărie. Deci dacă până acum plăteați 100 de lei, să zic, acum avându-l închiriat în scop comercial, vom plăti 13 milioane. O să crească cam de 13 ori. Da. 12, ceva. Asta este cazul și celor care au doar sediul social în apartamentul unde locuiesc și nu au activitate? Asta este activitate comercială. Important este că e trecut sediul social în actele firme și gata să plătește de trei ori. Oricum se desfășoară activitate fiind sediul social, clar, indiferent de natura activității. Nu, activitatea firmei se desfășoară și la sediul social. Adică acolo ții contabilitatea, acolo și are birou administrator, acolo se gândește structura și activitatea firmei. Că poți să ai un alt punct de lucru unde vinzi ceva. E altă poveste, are un punct de lucru, dar sunt sediu social, este 13 ori mai mult. Atunci stau și mă gândesc. Uite că acum extrapolăm puțin, dezvoltăm. Deci dacă eu am acea garsonieră, da, cum spuneați, unde am un ABC sau nu știu ce, plătesc de 13 ori mai mult, păi înseamnă că și chiria pe care o percep celui care își desfășoară activitatea acolo. Sau, pentru că cel o să vă spună, domnule, eu nu pot să plătesc o chirie mai mare, pentru că nu am niciun venit, mai bine închid. Și atunci dumneavoastră aveți varianta să câștigați mai puțin sau să nu mai închiriați. Da. Sau să creșteți chiria, dacă se poate. Dar creșterea chiriei, dar ca să crească chiria. Nu, ce se va întâmpla? Ca să crească chiria, respectiva persoană, trebuie să crească tariful sau adausul comercial dacă vinde. Exact. Și în final, ce o să fie? O să fie niște bani mai mulți la primărie. Da. Dar luați de unde? Și servicii mai scumpe. Și servicii mai scumpe. Nu, dar tot de la noi. Da, sigur, tot de la noi. Deci așa, și atunci, este bine sau este rău să crească un impozit? Este rău. Că tot eu spun că eu prefer să fie impozite cât mai mici, cât mai puține. Da, pentru că la urmă așa pe linia asta. Deci se dezvoltă oarecum. Păi nu, dar repet, eu gândesc o școală, cu o școală de gândire economică liberală. Bun. Cel impozite mai puține, dar atunci nici nu poți să ceri statului să-mi dea foarte mult înapoi. Și atunci asta înseamnă că o mulțime de firme mici în care o să își închidă activitatea. Da, sau nu. Sau o să găsească alte metode, o să crească prețurile. Care alte crescând prețurile automat îți scad și vânzările pentru că nu mai ai clienți. Sau scad ție veniturile. Și atunci există riscul că eu să-ți dau cu mâna să-ți iau cu două. Și în momentul în care nu mai există profit, da, și atunci tot la închidere ajungi, mai devreme sau mai târziu, și în funcție de cât sau poți să reduci cheltuielile, înseamnă că mai dai afară din neangajați. Da, adică în loc să dezvoltăm o afacere, ajungem să o închidem din cauza mării impozitului. Deci atunci a revenit la ceea ce v-am spus eu inițial, că eu preferam, prin modificarea acestui cod fiscal, să aducem sau să introducă niște măsuri care să încurajeze investitorii, întreprinzătorii și în România să înțeleagă că nu trebuie să fie stăpân de sclavi față de angajații lor, ci să-i plătească corect, să le plătească contribuțiile la sănătate, la pensie, în regulă, să-i trateze corect, pentru că pe munca lor câștigă și ei, și să intrăm într-un sistem normal. Nu să mai, eu sunt de exemplu împotrivă, vă dau un exemplu și îmi pot permite să vorbesc pentru că nu candidez și nu am apăsarea votului. Da. Este o mare inepție introdusă de guvernul Adrian Năstase, ajutorul minim garantat. Cei care iasă din șomaș și nu au niciun venit ar trebui să presteze la primărie undeva în jur de 72 de ore pe lună și primesc, nu mai știu exact, 300 de lei, 250, 350, ceva de genul ăsta. Din salariul minim garantat, da. Da, este o sumă pe care, bineînțeles că majoritatea nu prestează pentru că sunt o masă de manevră, de voturi a primarului în funcție. Sau lucrează de pentru unde primar. Este. Dacă asta deja e mai grav, dar să zicem că primarul îi ține și să-i pune numai să facă de ochii lumii, că dau un pic cu mătura, dar ei știu, domnule, acolo și iau banii ăștia, pentru că primarul îmi vizează că eu am lucrat cele 72 de ore, dar eu de fapt nu le lucrez. Pentru că gândiți-vă ce ar însemna o medie de la un oraș mic, poate sunt 200-300 de oameni care să lucreze 72 de ore. Păi orașul a trebuit să fie curățat cu periuța de dinți. Exact. Dacă toți a lucrat 72 de ore. Exact. Iar orașele, ceea ce nu este așa. Iar orașele noastre arată așa cum arată. Corect. Sunt departe a fi mulțumit de ele. Majoritatea aici și au, să știți, și concedii, adică și aduc și dovezi că-s bolnave și... Corect. Ei,
Dar de ce să dau acești bani? Eu nu i-aș da. Ca să încurajeze nemunca. Da, se supără pe mine 500.000 de oameni. Nici nu trăiesc cu 250 de lei. Nu poți să trăiești. Absolut deloc. Dar banii ăștia i-aș duce ca să se dezvolte, să facem altceva, să creăm poate numai 50 de fabrici, unde vor lucra poate numai 200 din cei 300 de mii de oameni, dar 200 de oameni vor lua poate 1.000-1.200 de lei. Da, ar trebui încurajate măsurile active de combatere exact. A șomajului. Și despre dacă n-ar măsuri, mai exista, o să vreau să vorbim numai puțin să-mi termin, imediat să-mi termin ideea. Și dacă n-ar mai exista acest ajutor minim garantat, așa cum spuneți dumneavoastră, în momentul în care ai rămas fără nicio sursă de venit, atunci probabil și tu, ca persoană, ești interesat să te duci să-ți cauți un loc de muncă, să ai din ce trăi. Așa, agonie lungă, moarte sigură, nu? Bineînțeles, că nici nu trăiești, pentru că nu poți să trăiești cu 250 de lei pe lună, mor sau nu, nu am văzut încă pe nimeni murind de foame în România, sigur, să fim nu, serioși. Nu, vorbesc așa, să fim serioși. Dar trebuie să înțelegem sau trebuie să creăm niște mecanisme care să și ofere posturi și servicii celor care vor să lucreze, iar cel care nu vrea să lucreze, să meargă în măsă. Da. Corect. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim la Corineața, perfect alături de domnul Lucian Heiuș, director executiv la Direcția Regională de Finanțe. Ne întoarcem, nu plecați! Ne-am întors la Corineața, nu uitați, zâmbiți, iubiți și fiți fericiți. Haideți să vorbim și de evenimentele care au loc în acest weekend. Chiar astăzi, începând cu ora 17, la Deva Mall Saldor are loc evenimentul cultural Ileana Lucia Floran, o scriitoare în orașul Paliei. Este un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Însușeanu Hunedoara Deva, care ne-a obișnuit de-a lungul timpului cu foarte multe evenimente. Ei bine, tot ei ne-au pregătit și un stand de carte cu vânzare în perioada 19 septembrie 19 octombrie. Este un eveniment organizat împreună cu editura Litera, de unde putem să achiziționăm tot felul de cărți pentru a ne dezvolta atât vocabularul, cât și a ne relaxa, dar și a învăța foarte multe lucruri. Și acest eveniment, după cum am spus și mai devreme, este organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu de Însușeanu Hunedoara Deva. De luni până vineri, între 10 și 18, putem să achiziționăm diferite cărți de acolo. Cred că a venit momentul să trecem din nou la problemele noastre, să nu uităm că în această dimineață îl avem alături de noi pe domnul director executiv Lucian Heiuș, la care o să mai punem foarte multe întrebări. Nicol, știu că chiar în pauza de publicitate discutai despre o problemă pe care oarecum ne-a ridicat multe semne de întrebare în ultima perioadă. Asta îi spuneam domnului Heiuș, un titlu, mă rog, din presa centrală. N-ai venituri, plătești taxe. Capcana din noul cod fiscal pentru categoriile defavorizate. Se pare că și presa de specialitate tot de mila defavorizaților plânge. Înainte de a dezvolta puțin acest subiect, care de altfel, din câte am perceput eu, are un feedback foarte bun din partea mediului privat, mai am o întrebare. Ce fel de stat suntem? Că ziceam, printre altele, depinde în ce direcție vrem să pornim. Dar noi, la ora actuală, în ce ape ne scăldăm? Bun. Din punctul meu de vedere, eu zic că România este un stat ultra-social. Probabil că și cei 50 de ani de comunism și-au pus o amprentă masivă și omul a fost obișnuit ca statul să-i dea tot și greu, chiar dacă au trecut 25, azi mine 26 de ani de când... Tot de la stat așteptăm. Tot de la stat aștepți în continuare, care nu este o gândire foarte sănătoasă. Noi trebuie să așteptăm de la noi, în primul rând, ceva. Dacă vrem ceva, trebuie să muncim, trebuie să ne zbatem, să obținem. Nu trebuie să mergem să întindem mâna statului și statul să ne dea. Nu s-a schimbat deloc mentalitatea, în mare parte. Din păcate, proporția e mare. Da, din păcate, și eu zic că nu. Au fost în anii 2004-2005, parcă aveam o speranță că se schimbă ceva. Din păcate, generațiile care vin de tineri, dezamăgirile noastre la adresa lor și poate și a lor la adresa noastră. Absolut. Nu, sunt destul de mari și... Da. Dar, din păcate, majoritatea celor care termină acum un liceu, chiar și o facultate, preferă să intre în șomaj decât să muncească. Și dau scuza pe varianta că nu putem să ne angajăm pentru că ni se cere experiență. Nu se mai cere chiar așa, pentru că nu se mai cere experiență. Și oricum, dacă demonstrezi, poți să te angajezi și fără acei ani de experiență sau poți să-ți realizezi în timpul studiilor. Că eu sunt și o părinte și chiar fiul meu a terminat anul acesta o facultate, fata mea mică încă e în școala gimnazială și îți pui probleme
legat de viitorul lor, că e normal. Asta este unul din, poate, sau cel mai important scop al nostru în viață ca oameni, este să vedem pe copiii noștri pe ce linie îi punem. Se fac foarte multe greșeli în educația copilului. Și educația de acasă, dar și educația școlară. Pentru că noi nu pregătim tânăra generație spre viață. Noi încercăm să le inoculăm o groază de cunoștințe, unele cu rost, unele fără rost. E foarte bine să ai o cultură cât mai vastă, să ai cât mai multe cunoștințe. Dar lasă la latitudinea mea, ca lectură suplimentară. Dar problema este, tânărul care termină o facultate la 22 de ani, este pregătit să intre în câmpul muncii sau nu? Nu sau este. Tânărul care termină un liceu, că nu tot trebuie să facă și facultatea asta. Deci, iarăși, este o concepție prostească noastră ca români. Eu trebuie să duc copilul meu la facultate. Nu e în stare să intre la stat, nu e în stare să intre la fără taxă, plătesc, îi dau, îi fac orice, dar să aibă o diplomă. Și după aceea să devin nervos că, domnule, fiul meu a gătat o facultate, are o diplomă, dar de ce nu l-angajează nimeni? Păi are o diplomă probabil pe un segment de specializare unde piața este suprasaturată. Exact. Aici este. Deci noi, aici nu este o corelare între... Nu se da. Eu ceea ce văd cerințele eu, de pe piața muncii și nu se direcționează tânărul spre domeniile de care este nevoie în societate. Pentru că într-o societate și inclusiv în societatea noastră, schimbările la 4-5 ani sunt destul de masive. Noi nu putem să spunem astăzi, și eu cred că nimeni din Ministerul Educației, din inspectorate, nu poate să spună peste 5 ani de zile ce se va cere pe piață, ce meserii se vor cere. Dacă în primii ani după Revoluție toată lumea vrea să fie avocat, jurist, economist, era plin de ei, acum iasă generații între ei și eu vorbesc de domeniul meu de activitate, mii și mii sau zeci de mii de tineri iasă, obțin în fiecare an o diplomă de economist, nu mai poate piața, nu mai poate absorbi, că nu mai ai nevoie de atâția. Da. Dar poate că ai nevoie la ora actuală de ingineri constructori. Nu sunt suficienți cât să iasă sau poate de... Dar cererea este iarăși foarte mare de informaticieni. Informaticieni sau altceva. Chiar spuneau că nu sunt suficienți studenți care termină aceste studii. Să fie stabilite prin niște strategii la nivelul Ministerului Educației care să stabilească exact ceea ce se dorește pe piață și încă și pregătirea acestor copii nu să fie făcută numai la nivel de facultate. Să fie făcută deja de la nivel de liceu, să-l direcționez spre domeniile care sunt. Și am avut o experiență cu câțiva ani în urmă, stând în Orăștie, cum bine știți, Orăștie este înfrățită cu Helmstedt, da, un oraș din Germania, și discutam cu reprezentanții primăriei de acolo un moment dat și ei spuneau, domnule, la noi, când gata copilul, cumva clasa a patra, deci ciclu primar, învățătorul, educatorul respectiv, îi cam spune părintelui spre ce înclinație are copilul. Îi face un profil psihologic, și, sigur că da. Și copilul respectiv îi dus spre așa ceva. Și eu, zice, poate nu înțeleg eu bine, spunea, bun, dar părintele ăla ascultă, respectivul că era director de școală, se uita la mine, cum adică să nu asculte? Eu nu înțelegea ce vreau eu să spun. Adică, păi, dar cum adică? Dacă dumneavoastră îi spui că copilul respectiv este foarte îndemânat și trebuie să facă tâmplar, dar tasul vrea să-l facă doctor. Cum să-l asculte? Nu, domnule, nu se pune problema, poate numai cei excentrici, zice el, așa un procent de 5% forțează copilul spre altceva decât înclinația nativă pe care el o are. Da, dar sistemul de învățământ de aici, de la noi, nu e pregătit ca să spună chestia. De câți ani se tot vorbește despre adaptarea acestei programe? Spun, la noi nu sunt pregătiți nici profesorii, nu suntem pregătiți nici noi. Ca părinți să acceptăm ideea de la profesor. Poate profesorii sunt un pic mai deschiși, dar acolo la minister am impresia că sunt câteva persoane care n-au prea ieșit din birou și trăiesc din amintiri. Da, și fac tot felul de subiecte academice pentru elevi care ar trebui, exact cum spuneți, să-și identifice aptitudinile spre care să se încline. Și mai este o problemă. Noi, prin reforma pe care o parcurgem acum la NAF, am primit și foarte multe posturi și plus că s-a luat și o decizie foarte corectă, când cineva iasă la pensie din cadrul sistemului fiscului, nu mai angajăm, pentru că la noi sunt, ca să intri pe un anumit post, este anumită vechime. Maximul ce se poate obține ca funcție de execuție este un consilier superior. Dar aia înseamnă că trebuie să ai minim 9 ani vechime. Da? Deci un om care iasă la pensie, e clar că este consilier superior. Și eu mulți ani la rând am tot cerut, domnule, numai când se liberează un post de consilier superior, nu mai dați voie să-l angajezi un consilier superior. Transformați-mi-l în inspector debutant,
să iau un tânăr care să crească lângă cei mai în vârstă și care să producă permanent un... Și să acumuleze experiență. Da, și să se creeze un flux al sistemului care să... Pentru că altfel ne trezim cu un sistem foarte îmbătrânit. Păi da, dacă angajezi de aceeași vârstă. Și, și în final, actualul președinte a înțeles, a îmbrățișat această idee și acest lucru se întâmplă. Ei, îmi scot un post de debutant la concurs, și se prezintă 20-30 de tineri. E bine că ai de unde alege, dar e rău pentru că mentalitatea în România s-a creat că cel mai bine să lucrezi la stat. Da, foarte puține au curajul. Pentru că când îl întreb la interviu, domnule, de ce vrei să vii să lucrezi în fisc? Ai cele mai ciudate răspunsuri, dar care te pun foarte mult pe gânduri. Pentru că el învață, tocește, speră să-l întrebi cât e TVA-ul, cât e CAS-ul, cât e nu știu ce, dar când îl întrebi și altceva, pentru că trebuie să-ți dai seama și despre caracterul lui, despre, despre gândirea lui, despre exact tot ce este, ai ciudat. Iar cea mai frecvent răspuns, pentru că este un post sigur și că prefer să lucrez la stat. Și că am pensia asigurată, că dacă lucrezi la stat, acolo nu țepenesc. Nu zicea, dar pentru că este acolo un post sigur și că nu-i. Astea sunt texte de ale părinților. Pentru mine, care-i primul semnal? Tinerii noștri nu au curaj să meargă în sistemul privat. Care, de fapt, sistemul privat este motorul oricărei economii. Sigur. Nu statul. Pentru că statul poate să existe atât timp cât există sectorul privat. Statul cheltuie. Dacă sectorul privat dispare, da, corect, unde mai devenim iarăși și ne întoarcem de unde am plecat. Și sectorul economic să fie tot a statului. Cu atât mai de apreciat sunt tinerii care chiar au curaj să se arunce oarecum. Și Corinuța este la fel, știi, pe cont propriu, pe propriile forțe, pe propriile picioare și cu toate greutățile întâmpinate. Deci ce să faci? Avea și ea să lucreze la stat. Da. Nu, sincer nu, orice, dar acolo nu. Dar pentru la televiziunea de stat, oricum e la mod acum cu schimbările care se produc și acolo. Nu? Aveam posibilitatea, dar nu am ales-o. Da. Până să ne întoarcem la discuțiile noastre, tot am vorbit despre copii și despre modul cum îi îndreptăm spre viitor. Vreau n-am să introducem chiar acum. Ne întoarcem în direct. Da? Stai, Nicol, okay. Mai avem timp. Da? Dar până atunci, să vedem rubrica noastră cu copilașii noștri frumoși, trupa Jesse Pink, chiar acum, să vedem, poate ei o să fie îndreptați spre un viitor mai bun și o să aibă parte de oameni lângă ei care să-i îndrume. Chiar acum, Jesse Pink, după care revenim în platou. Sunteți minunați! Vă voi chiar meritați o surpriză! Ce ziceți? Să vină surpriza! Că noi suntem așa mici și nu avem răbdare, nu? Ia să ne vină surpriza! Acum să strigăm cu toții, uitați! Ne uităm în direcția acolo către ușă și strigăm cu toții cât putem de tare! Surpriza! 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 Tare! Surpriza! 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 Ne mai Hello Kitty și Cumini! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Haideți să le apropiem! Haideți să le apropiem! Thank you.
venit aici în platou, Nicol, înainte să luăm rubrica noastră frumoasă dedicată copiilor, de la care de multe ori avem multe lucruri de învățat, pentru că ei sunt sinceri și în ultima perioadă, oarecum noi ne-am cam pierdut sinceritatea și ar trebui să ne redobândim această calitate. Eu o văd ca și o calitate, mulți o văd ca și un defect. Nicol, te-am întrerupt și aveai o întrebare. Ne-am ajuns să dezvoltăm puțin acea tematică, mă rog, dezvoltată și de publicațiile de specialitate. Ai, n-ai venituri, plătești taxe. Capcana din noul cod fiscal pentru categoriile defavorizate. În continuare, apropo de sistemul nostru foarte social, le plângem de milă celor defavorizați, în continuu le plângem de milă celor defavorizați, dar nu ne gândim deloc la problemele cu care se confruntă cei din mediul privat, care, iată, susțin și această latură ultrasocială din România. Dar nu știu la ce vă referiți dumneavoastră, e vorba de sistemul de sănătate și da. Se dorește cumva ca toată populația României, cu excepție de rigoare, copii, studenți, șomeri, să plătească 5,5% contribuție la sănătate. Din salariul minim pe economie, da. Având sau neavând venituri. Aici iarăși e aceeași problemă care am discutat-o poate toată emisiunea. Există sau nu există o viziune legată de sistemul de sănătate din România? Care, din păcate, nu există. Nu există. Ar trebui să existe o strategie națională, cel puțin pe 20 de ani, pentru că vorbim de sănătate. Dacă este o groapă în asfalt sau trotuarul un pic e crăpat, nu e o problemă. Dacă nu ești bolnav, ești disperat. Și atunci vrei să te duci la spital, să fii tratat bine, să fii luat primul, să ți se acorde toată asistența necesară. Și din păcate plătim atâția bani către sănătate și oricum când ajungem în spital ni se dă o listă să cumpărăm tot ce avem nevoie. Da sau nu? Pentru că sistemul de sănătate din România este clar mult subfinanțat. Acum, de ce e așa? Și este o realitate pe care iarăși eu nu înțeleg, mi se pare foarte simplu, dar nu înțeleg de ce decidenții nu o recunosc. Populația în România îmbătrânește. Când încep bolile? Eu mă apropiu de 50 de ani, cam într-o lună jumate fac 50 de ani și zic, Doamne, gata, am ieșit din garanție. Deci după 50 de ani trebuie să aștepți că încep să te doară un altă, să încep să apelezi la sistemul medical. Nu, din păcate deja din tinerețe apar problemele. Mai glumim că este dimineața. Am 56 de ani și nu simți. Ești o excepție. Nicol, ești o excepție și ne bucurăm pentru tine. Nu recunosc. Din păcate, să revenim. În România, populația îmbătrânește. E clar că pe an ce trece vor fi tot mai mulți oameni mai în vârstă cu probleme medicale. Tinerii care vin din urmă sunt din ce în ce mai puțini și care nu pot să contribuie și nici nu lucrează, nici nu pot să contribuie la acest sfort. Și sunt și bolnăvicioși. Majoritatea, că sunt foarte multe probleme de sănătate care apar deja de tineri. E sănătos și nu bolnav. Da. Să mergem așa, pe cadrul general. Să scoatem din calc chestia asta. Atunci ne punem problema. De unde sunt bani pentru a susține acest sistem de sănătate? Da, nu există. Mai ales că și în România, ca în general în toată Europa, este un sistem contributiv și care spune, domne, cei sănătoși dau, cei bolnavi primesc. Da? Serviciu vorbesc. Eu prefer, orice om ar prefera să plătești o anumită sumă, dar să nu fii bolnav niciodată. Nu se poate întâmpla asta. Și atunci, neavând bani suficienți, se caută tot felul de artificii ca să mai aduni bani. În loc să gândești o strategie clară, să vezi unde se fură, să vezi care sunt problemele reale ale sistemului, unde nu să vezi cât dă omul din buzunar, că știm că se dă, că asta este, nu e un fenomen de care să ne ascundem. Da? Medicilor, asistentelor, să vedem cât ar trebui să fie salariul unui medic sau unui asistente ca să nu mai iei o atenție. Omul este tentat probabil la orice. O cafea, o ciocolată, un buchet de flori, cumva. Cât îi salariul lui ca eu să nu mai am tendința de a-i da. Pentru că noi în România de obicei acuzăm pe cel care ia, dar pe cel care dă nu-l acuzăm. Exact. Da, care e la fel de vinovat. Absolut. Da? Să vedem cum a fost posibil ca medicamentele în România să fie mult mai scumpe decât în alte țări europene. Cine a încurajat o astfel de practică, să nu? Vedem dacă sistemul în care noi am gândit modul de a acorda asistența medicală este corect sau nu. Pentru că noi vorbim foarte puțin de prevenție. Din Germania, dacă nu te duci de două ori pe an la stomatolog, îți pierzi asigurarea medicală pe stomatolog. Noi mergem la stomatolog când ne mai rămâne un dinte în gură. Exact.
Da, așa da? E la noi în România. Cum la fel poate, a fost la un moment dat un acel proiect cu analizele gratuite odată da, pe an, a fost făcut de, cred că de Nicolaescu introdus. Da, 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 când era pe noi. Era ok, măcar se mai aplică astăzi. Foarte. Din păcate nu. Nu, pentru mine întrebarea este cum să plătești dacă nu ai din ce? Din păcate, haideți să vă spun, știți ce să... Introducându-se acest principiu, se acceptă că în România ai bani și din alte surse. Și cum a fost aceeași inepție cu impozitarea bacșișului, da, o cretinătate, și care i-am pus pariu cu colegii mei din finanțe că nu o să reziste mai mult de 6 luni, a rezistat o lună jumate. Exact. Da? Păi cum să legalizez o sumă de bani pe care eu o dau ilegal la cineva? Nu există așa ceva. Și s-a și scos, ați văzut. N-a dat niciun rezultat. Cum la fel va fi și asta? Păi, nu vi se pare normal? Adică eu n-am nicio sursă de venit, da? Oficial, nu am. Mă duc și plătesc acea taxă, acel cease, da? Și după aceea vine fiscul și mă întreabă, Duduie, dar de unde ai plătit? Hai să vă întreb. De unde ai plătit dacă tu nu ai nicio sursă oameni, de venit? Noi ca oameni... Ai primit cadou de la cineva. E, nu. Spuneți-mă, noi ca oameni care o să fim obligați să colectăm această taxă, exact, ne punem problema invers. Nicol nu o să plătească taxa asta că... N-are niciun venit și nu plătește această taxă. Și eu trebuie să mă duc să o execut silit. Da. Păi cu eu, ce iau de la ea? Că ea nu are. N-am ea nimic. Nu are niciun venit. Ce e? N-am nici venit, n-am nici casă, n-am nimic. No. N-am ce nimic. Iau? Ce de unde mie? Iau? Mă bagi la pușcărie. Ce mi s-a întâmplat? Tu, Ana, îmi vor crește îmi vor crește arieratele foarte mult. Adică arierate sunt datorile pe care le au contribuabilii pentru mine. Care percep este oră asta o soluție sau nu este? Eu zic că nu este. Nu este o soluție. Nu este. Clar nu este. Nu este. Cel puțin este una logică. Eram foarte, foarte interesată de modul în care se va aplica această modificare a codului fiscal. Dacă va intra în vigoare, o să o aplicăm. O să primească acel plic cu fereastră neagră, toată lumea care nu-și plătește. Că noi avem bazele cu toți oamenii din țara asta. Că ele mai sunt mici erori, că sunt mai mici comuni, le avem. Scrisoare, știi, găsim ceva în cutia poștală. Uite, dar, Corina, repet, face semn. Nu asta este soluția. Nu asta este soluția. Corina îmi face semn, dar mi-aduc aminte, am fost la o conferință de presă, spuneați că vă străduiți, lucrați să introduceți acel sistem de informare a contribuabilului prin SMS. Da, noi l-am trimis, dar da, mă așteptam, fiindcă vorbim de persoane fizice, este acum deja introdus acel spațiu virtual. Orice persoană fizică poate să meargă și ia un cod de la noi, durează maxim 5 minute și obține acel cod și poate să intre de acasă pe internet să vadă ce datorii are la finanțe, cum stă, cât a plătit, când trebuie să primească înapoi, dacă trebuie să primească. Okay. Ei, dezamăgirea care este? Sunt sub 3% cei care au făcut acest lucru. Caramba. Care s-au înscris să-și iei acest acces în spațiu virtual. Și preferă să vină, asta, și preferă să vină să stea la cozi. Da, 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 sunt una dintre ei. O recunosc, uite, sunt exemplu. O să-mi iau și eu acest cod. Mulțumesc foarte mult, domnule director, că ați venit în această dimineață și sper că mai veniți când sunteți prin zone la noi. Acum, în emisiune. Depinde, să mai dezbatem problemele care apar. Depinde care este și feedback-ul emisiunii dumneavoastră. Nu știu dacă oamenii vor să se trezească cu fiscul, că știți cum zic americanii, că de moarte și de fisc nu poți să scapi. În România invers. Fiecare vrea să trăiască cât mai mult să nu plătească niciun impozit. Acum, nu știu dacă e o cea mai bună idee de a se trezi dimineața cu cineva din finanță. Măcar să trezești doar discut. Putem să spunem așa, că am primit mesaje, colegii noștri din regie ne-au și certat că am bruiat un pic. Nicol, îți mulțumesc mult de tot, draga mea. Ne vedem luni dimineață de la ora 7. Mulțumesc și vouă celor de acasă. Să aveți un weekend frumos, minunat. Sunt Corina Butinariu și nu uitați, zâmbiți, iubiți și fiți fericiți. Pe luni. Vă pup, pa, pa!